Doamnelor și domnilor, bună dimineața! Sunt profesorul Tudor, cadru didactic al Universității Dunărea de Jos și coordonatorul acestui forum de cooperare în regiunea Dunării, eveniment care a primit patronajul Ministerului Afacerilor Externe, fiind integrat în marja evenimentelor derulate sub președinția Consiliului Uniunii Europene. Suntem în cea de-a doua zi a lucrărilor. Mă grăbesc să invit pe colegii de panel și pe domnul Vișoianu Corneliu, care este vicepreședintele Think Tank-ului Strategicon, care va coordona panelul, primul panel din această zi. Vă doresc o zi de mai plăcută. În primul rând doresc să vă mulțumesc că ați venit la cel mai important panel pe care îl avem în seara asta, pentru că onorabilii colegi pe care îi avem reprezintă până la urmă legătura între spațiul privat și, în mod evident, oameni. Când am pornit și vreau să îi mulțumesc domnului decan Universității că și-a asumat acest eveniment, când am pornit, am plecat de la o idee care este foarte simplă, dar care cred că stă la baza procesului pe care îl avem sub ochii noștri fiecare. Și anume că, deopotrivă spațiul privat, cât și spațiul public, au nevoie de cunoaștere, au nevoie de învățătură. Vedeți, în spatele nostru aici, discutăm despre coeziune, scrie pe toate gardurile, și discutăm despre cooperare. Aceste cuvinte sunt cuvinte goale, atâta vreme cât ele nu se bazează pe relațiile dintre oameni. Instituțiile nu au cum să se iubească unele pe altele și nu au cum să se urească. Oamenii sunt cei care fac legătura și tocmai de asta cred că împreună putem să facem acest pas. Vom începe discuție și am să-i prezint pe fiecare dintre vorbitori. Da, vom începe discuțiile cu primăriile și am să dau un prim cuvânt, da, unui tânăr primar, după cum vedeți, am bucuria de a fi cel mai bătrân de pe scenă și asta este foarte bine, pentru că dacă facem o medie de vârstă, ne ducem undeva pe la 40 de ani și asta înseamnă că este o generație puternică care urmează să ne arate nouă, în esență, comunităților și țării în ansamblu de ceea ce pot. Intrat în politică în 2008, da, numai 38 de ani, jurist, post-universitar și diplomat. Da. Se laudă că a adus în orașul Galați niște sute de milioane de lei, de euro. Bun. Ideea este că noi moștenim, în esență, da, o infrastructură pe care o avem la dispoziție și asta face până la urmă și o mică diferență, să spunem, între Galați și Brăila, pentru că un studiu făcut pentru Banca Mondială ne relevă faptul că PIB-ul per capita la nivelul Galațiului este mai mare decât la nivelul Brăilei. Da? În schimb, Brăila are un plus în ceea ce privește absorpția de fonduri. Și aici va trebui ca să facem o discuție și cred că, până la urmă, cooperarea este ceea ce ne poate scoate din acest impas. Am să dau astfel cuvântul, da, primului vorbitor de astăzi, domnul primar Ionuț Bucheanu. Domnule primar. Mulțumesc frumos, domnule Vișoianu. Dragi colegi, prieteni, pentru că chiar vă consider pe absolut toți cei de aici prieteni, ne știm de ceva vreme, dragă audiență, într-adevăr, domnul Vișoianu spunea că mă laud cu 300 de milioane. Eu zic că va deveni o realitate. Nu e o laudă, ci cred că e o obligație pe care o avem vis-a-vis de orașele și municipiile pe care le reprezentăm. Mă refer aici doar și pentru că este prezent domnul Dragomir, primarul Brăilei, și sunt sigur că este în asentiment cu mine când spun lucrul acesta. Într-adevăr, municipiul Galați, nu știu dacă au început slide-urile, pentru cei care nu sunt din Galați, dacă mi se va permite o succintă prezentare a municipiului nostru,
Reprezintă o comunitate de aproximativ 300.000 de locuitori. Cred că în momentul de față, pe locul 8 în România, ca și număr de petricot, dacă pot să mă exprim așa, într-o ordine descrescătoare a numărului populației din municipii, ne batem cu Brașovul acolo, ori pe 7, ori pe 8, dar oricum, pentru cei care sunt, eu știu, caută date și pe geopolitică, în România suntem o sumă de aproximativ, sau o cifră de aproximativ 5-6 municipii, care ne cam batem pe 20.000 de locuitori, diferență plus minus. Ce are Galațiu, sau care sunt avantajele, dacă îmi permiteți, perfect, mulțumesc. Galațiul a fost mereu strâns legat de existența sa pe Dunăre. Și de fapt și de drept, dacă e să o luăm în decursul istoriei, cred că așa am și luat ființă. Un oraș la o confluență interesantă, dar și periculoasă de-a lungul vremii, pe două căi de comunicare, nord-sud și est-vest. Ieri discutam, sau reprezentanții Uniunii Europene pe care am avut aici, spuneau de prezența noastră pe strategia de TNT și de coridorul pan-european pe care îl avem în momentul de față, sau unde ne situăm. Un alt avantaj strategic, spun eu, e faptul că ne aflăm și suntem cel mai mare port maritim la Dunăre. Pentru că tot vorbeam puțin mai devreme de Dunăre și de apă și de dezvoltarea celor două orașe, într-adevăr, până la Brăila, Dunărea este maritimă pentru cei care nu știau această informație. Ceea ce înseamnă că orice vas de tonaj maritim sau cum îi spune domnul prefectul dumneavoastră, știți, pescajul, mulțumesc frumos, pescajul maritim pot înainta pe Dunăre până la Brăila. Spre deosebire de Brăila, cred că portul nostru, și asta nu e, zic eu că e doar o realitate, e mai dezvoltat. Avem 5 porturi la Galați. Unul care ține de statul român prin compania ce administrează acest port, restul fiind private. Pentru că vorbim de aceste porturi, știu că slide-urile vor urma și vom atinge și aspecte de genul acesta. Și apropo de strategia Dunării, chiar dacă sar, n-am să urmez musai slide-urile, e un joint venture extrem de interesant aici la Galați, între portul operat de către APDM și cele două porturi private ale celor de la Metal Trade. Un proiect extrem de interesant, aproximativ 80 de milioane de euro, ce urmează a fi investite aici la Galați prin transformarea celor trei porturi, care converg cumva unul în celălalt, într-un mare port multimodal. Pentru că alte avantaje ale Galațiului ar fi și faptul că, dincolo de port, de deschiderea pe care o avem atât către vestul Europei, cât și către restul lumii, e faptul că avem ecartament dublu. Mă refer aici la ecartamentul european și cel ex-sovietic, ceva mai larg decât cel european. Aici, la Galați, fiind unul dintre punctele în care transbordarea mărfii de pe unul pe celălalt tip de ecartament se realizează. Prin urmare, realizarea acestui port multimodal pentru containere de data aceasta înseamnă o dezvoltare pe toate cele trei forme de transport: maritim, feroviar și rutier. Dacă, într-adevăr, una dintre marile lacune, să-i spunem așa, acestei zone, mă refer aici
Galați Brăila, poate că Brăila e puțin mai avantajată că e cu 20-30 de kilometri mai aproape de autostradă decât suntem noi, de Drajna. Dar trebuie să recunoaștem că marea problemă acestei zone de țară e lipsa infrastructurii rutiere la nivelul autostrăzilor. Eu sper că odată cu construcția podului de la, dintre Galați și Brăila pe partea cealaltă către Tulcea și autoritățile statului vor fi obligate să conecteze acest mare, mare investiție atât de necesară zonei pe care o reprezentăm și unii și alții și nu ne vor lăsa doar așa cu un pod extrem de frumos, extrem de scump, să-i spunem, pentru că e o sumă consistentă ce urmează a fi investit aici și ne vor conecta de restul țării. Un alt avantaj, pentru că vedeți slide-ul de dezvoltare economică și industrială, într-adevăr avem orașul Galați a fost un oraș supraindustrializat într-o perioadă a erei comuniste, cu doi giganți care, mulțumim lui Dumnezeu, funcționează în continuare. E vorba de ArcelorMittal în ordinea mărimii, cel mai mare combinații de rugic pe care România îl are. La un moment dat era al treilea din lume și al doilea din Europa. N-aș putea să vă spun în momentul de față pe ce loc mai suntem, dar bine că funcționăm și pare că producția este în creștere. Al doilea, cel mai mare investitor și agent economic de pe raza municipiului Galați este șantierul naval Damen. Acolo unde, într-un parteneriat extrem de fericit din punctul meu de vedere cu olandezii de la Damen, acum aproape 10 ani de zile au preluat acest șantier și, într-adevăr, zic eu că lucrurile ce se fac în acest șantier sunt de cea mai bună calitate, drept pentru care suntem căutați de, eu știu, antreprenori cam din întreaga lume. La nivelul infrastructurii și la nivelul oportunităților pe care le poate oferi primăria pentru cei ce doresc să investească aici la Galați, ar fi, în primul rând, zonele pe care le deținem și pe care le-am dezvoltat în sensul ulterioarelor dezvoltări a unor afaceri. Mă refer aici, în primul rând, de la zona liberă. Zona liberă care, cred că, din punctul meu de vedere, se adresează mai mult potențialul investitori non-UE. De ce? Pentru că în această zonă, toți cei ce doresc să-și aducă, eu știu, componente și să-și le ansambleze pentru a ieși pentru piața europeană cu produs finit, au extrem de multe facilități, de la neplata taxelor vamale până la, în funcție de investiție, scutiri de plata taxelor și impozitelor la primăria municipiului Galați. Voi continua cu parcul industrial. Un parc de 22 de hectare cu ieșire, am uitat să spun că zona liberă este singura din România care are dublu ecartament. Da? În continuare mergem pe acest aspect pentru că, din punctul meu de vedere, într-un viitor extrem de apropiat, dacă nu cumva să se întâmplă, chiar dacă toate companiile au venit în România pentru a produce tot pentru Europa, eu cred că spațiul ex-sovietic va deveni extrem, extrem de tentant într-o perioadă imediat următoare, drept pentru care plasarea unor eventuale investiții aici le-ar putea asigura o modalitate extrem de facilă de transport și în cealaltă, și în estul Europei. Parcul industrial, 22 de hectare, cu o infrastructură ce poate fi pusă la dispoziție de mâine pentru potențialii investitori, cu ieșire la Dunăre, încă nu avem construit un cheu, dar evident că se poate realiza și acest lucru. Un alt aspect pe care, sau cu care Galațiul se poate lăuda este primul parc de soft pe care România l-a avut. În momentul de față, nu pot să spun că e cea mai bună perioadă a parcului pe care a traversat-o vreodată. Sper ca
Aseară stăteam de vorbă cu domnul Vișoianu, nu o să devoalez din discuțiile behind the scene, așa, dar, într-adevăr, e o oportunitate pe care cred că noi aici la Galați n-am speculat-o destul de mult. Și sper din tot sufletul că cu ajutorul și colaborarea cu cele două universități să găsim soluția ideală pentru ca aici la Galați orașul nostru să devină, cum spunea aseară domnul Vișoianu, Silicon Valley 2, să-i spunem. Bun. O să intervenim sau o să intrăm în discuții ulterior. Am vorbit de terminalul intermodal și, evident, parcul logistic pe care, dacă mă întrebați pe mine, devoalez o idee de afaceri pe care o aveam de ceva vreme și cred că, undeva între Galați și Brăila, cred că un parc logistic, cred că ar fi cea mai bună investiție pe care cineva, în momentul de față, o poate realiza. Sunt două orașe la mai puțin de 20 de kilometri unul de celălalt. Două orașe ce însumează aproximativ 500 și ceva de mii de locuitori și dacă vorbim și de zona periurbană, ne ducem la peste 600 de mii de locuitori. Și cred că într-un viitor extrem de apropiat și unul și altul, mă refer la mine și la domnul primar, vom dori să ne protejăm și străzile din interiorul orașelor, pentru care investim și unii și alții milioane și milioane de euro și accesul tirurilor pentru aprovizionare, cred că ar trebui să se termine la un moment dat, așa cum nicăieri în Europa nu se mai întâmplă. Structura de sprijinire a afacerilor am amintit-o puțin mai devreme, o scurtă prezentare a zonei libere și a ceea ce poate oferi. În momentul de față, pentru cei interesați, vă pot spune că mai avem, am văzut și reprezentantul zonei libere în sală, de fapt am traversat strada împreună, nu știu pe unde este, dacă greșesc, știu că mai avem aproximativ 80 de hectare libere în momentul de față, drept pentru care aviz amatorilor, parcul industrial, aproximativ 22 de hectare, așa cum vă spuneam, drum de acces național de la DM2B, urmează, sper eu, într-un termen extrem de scurt, și refacerea căii Prutului, pentru cei care cunosc zona, cea care face legătura între Galați și acest edificiu, parcul de tehnologie a informației, parcul de soft, cum este el cunoscut. În prezent, în parc, sunt 33 de firme ce își desfășoară activitatea în domeniul IT. Poate că e un număr consistent. Dacă mă întrebați de mine, pe mine, cred că este minim necesar pentru dezvoltarea ulterioară pe care o putem gândi din punctul acesta de vedere. Cu siguranță nu se poate realiza nimic fără ajutorul și fără gravitarea în jurul universității, pentru că ieri domnul rector, fac o paranteză, ieri domnul rector amintea de vizita pe care am făcut-o împreună la Malmö în Suedia și, într-adevăr, nu doar în Suedia, ci surprinzător, cel puțin pentru mine, recunosc, și în alte orașe ale Europei, cumva orașul este clădit și gândit în jurul universității. Lucru pe care, momentan, și cred că și pe viitor, îl îmbrățișez ca și idei. Două universități de prestigiu, spun eu. O universitate, Dunărea de Jos, care crește în rankingul național și internațional. Lideri la nivelul absorbției de fonduri europene, din câte știu eu. Cred că domnul ministru Puiu Georgescu, cred că ieri a amintit de aspectul ăsta, dar oricum nu pierde niciodată ocazia de a aminti faptul acesta așa, și pentru că e unul dintre oamenii care reușesc să facă lucrul acesta. Bun. Ce mai avem? Universitatea Dunărea de Jos este, cred că, una dintre puține, dacă nu cumva, singura universitate din România, cu extensii în afara țării, extensii nu doar cu numele. Medicina la Galați a crescut enorm și cred că îi datorăm, să-i dăm cezarului, cei al cezarului, domnului profesor
Nechita, cel care a crezut în acest proiect și crede în continuare, alături de domnul Bichescu, care face ca lucrurile să se întâmple pe partea asta. Știu că mai urmează și alte extensii în alte colțuri ale Europei. Universitatea Danubius, cea de-a doua universitate pe care o are municipiul Galați, o universitate privată, dar cu extrem de mare potențial. Sper să nu greșesc dacă aș spune că împreună, cred că însumează aproximativ 20.000 de studenți. Avem și cu universitatea și cu cealaltă destul de multe proiecte. Cu Universitatea Danubius sper din tot sufletul să închidem proiectul de nou parc de soft. Sper foarte tare și cred în aspectul ăsta. De cei mai mari investitori în zona am discutat. Proiecte cu finanțare europeană, spuneam ieri și amintesc și astăzi, însumat din toate cele câteva, că nu sunt extraordinar de multe axe, însumează aproximativ 300 de milioane de euro. Mi-ar fi plăcut, așa cum i-am amintit ieri într-o discuție aici în plen, dar și într-o discuție privată pe care am avut-o cu domnul Negrescu, ca strategia acest SWERD să conțină axă de finanțare și pe ceea ce înseamnă Dunăre, nu doar aspecte ce țin de edificii de-a stânga și de-a dreapta Dunării. Și sper ca în exercițiu financiar ulterior să avem parte de așa ceva. Acum, sincer să fiu, m-aș rezuma pentru că cred că mi-am depășit timpul alocat. N-aș vrea acum să intrăm într-o trecere în revista tuturor proiectelor pe care le-am realizat pe SWERD. Un singur lucru aș vrea să amintesc de SWERD și să amintesc aici și de domnul prefect. Apropo de încăpățânarea de care am dat dovadă în ultima perioadă, acolo unde multă lume ne-a spus că nu vom reuși, cred că unul dintre cele mai frumoase proiecte, dincolo de, într-adevăr, centura ocolitoare a Galațiului, aproximativ 30 de milioane de euro, un proiect care cred că ar trebui amintit cu finanțare pe SWERD, este refacerea sitului de la Tirighina, cetății Tirighina, un proiect de aproximativ 15 milioane de lei, nu de euro, un proiect în care nu multă lume credea, un proiect care fusese abandonat sau fusese descurajat de către guvern sau de către ministerul, ca să nu spun la întru totul așa, să nu se înțeleagă greșit, Ministerul de Cultură, unde primisem o hârtie în care ni se spusese că e descărcat de orice interes și de orice valoare arheologică. Ne-am încăpățânat, am alocat fonduri proprii din bugetul local, am reînceput săpăturile acolo și cu ajutorul atât a domnului prefect, cât și a celor de la a domnului Negoiță și nu în ultimul rând și încăpățânarea de care a dat dovadă în al prezenția sa Casian, am reușit să atragem fonduri pentru a putea pune pe hartă cel mai avansat avanpost roman din zona Moldovei. Și cred că alături de celelalte două edificii de interes istoric, mă refer aici la cavoul roman, cel ce urmează a fi pus și el în valoare, de poarta turcească, și sperăm noi, ca în următoarele săpături ce le vom realiza pe centrul orașului, să mai găsim și alte edificii care să poată fi puse în valoare, într-adevăr, Galațiul să devină extrem de tentant, inclusiv din punct de vedere al turismului. Da? Și navele pe care le vedem, cred că și Brăila și Galațiul se tot uită pe Dunări și tot vedem că trec navele acelea de pasageri, să oprească și la noi. Eu vă mulțumesc. Sigur că sunt bucuros că în orașul de la Dunăre, în orașul meu, Galați, are loc acest simpozion, acest forum dedicat orașelor și locuitorilor riverani fluviului Dunărea. Este prima ediție. Mă bucur de faptul că la acest forum sunt foarte multe personalități, atât politice cât și economice, dar mai ales academice. Sunt primari din orașele riverane Galațiului, sunt președinți de Consiliul Județean, membri ai Guvernului. Asta arată cât de important
important este ceea ce se discută, ceea ce se dezbate astăzi la Galați. Sunt lucruri extrem de importante pentru că discutăm despre viitorul orașelor riverane Dunării, discutăm despre viitorul județului Galați, despre viitorul orașului Galați, despre viitorul transportului pe Dunăre, pentru că, așa cum spunea și europarlamentarul Dan Nica, cea mai mare autostradă din această zonă a Europei este fluviul Dunărea. Orașul Galați este foarte bine așezat geostrategic, este un oraș care are atât transport fluvial, transport rutier, transport CFR și transport CFR pe ecartament larg, adică pentru țările ex-Uniunii Europene, și mă refer aici la Moldova, Ucraina și Rusia, precum și la celelalte țări riverane Mării Negre. Îmi doresc foarte mult ca acest simpozion să se, acest forum să se încheie cu rezultate concrete și îmi doresc ca în urma acestui forum Galațiu să aibă de câștigat, pentru că gălățenii merită acest lucru din partea noastră. Noi de-aia suntem fie în administrația locală, fie în administrația centrală, trimiși de către gălățeni ca să le facem viața mai frumoasă.